găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, Dialog Social. Ne aflăm în Comuna Roșia de Amaradia, realizăm un interviu cu primarul Liviu Cotoșman. Bună ziua, domnule primar, bine v-am regăsit. Să rămână, bună ziua și telespectatorilor, bine ați revenit la Roșia de Amaradia și vă mai așteptăm și cu ocazia altor evenimente. Când doriți dumneavoastră, sunteți postul dumneavoastră de televiziune, e binevenit la Roșia de Amaradia. Ați avut ședință de Consiliul Local, ați aprobat bugetul, aveți și foarte multe proiecte depuse. Da, într-adevăr, aseară a fost și ședința de Consiliul Local, s-a adoptat bugetul. Asta înseamnă că în perioada următoare, câteva zile, e un pic de alergat, pentru că el trebuie dus pe la finanțe, trebuie dus apoi la trezorerie, adică e o întreagă procedură pentru a putea deveni funcționabil și noi, ca și unitatea administrativă teritorială, să ne desfășurăm activitatea normal. Aveți foarte multe proiecte depuse. Câte proiecte aveți? Da, să știți că mi-am propus ca în această legislatură să realizez cât mai multe investiții pentru localitatea Roșia de Amaradia, pentru a crește gradul de bunăstare, de civilizație, a crea infrastructură în tot ce ține de drum, de apă, canal, adică încercăm să modernizăm localitatea prin investițiile pe care ni le-am propus. Sperăm ca aceste investiții să fie realizate cât mai repede și cât mai multe, având în vedere că pe birou sunt dovada, ce vă spuneam, că am depus mai exact 16 proiecte, 16 investiții proiecte pentru localitatea Roșia de Amaradia. De asemenea, scot în evidență că mai avem două proiecte depuse pe fonduri europene, modernizare de drumuri, asfaltare mai exact, și construirea unei grădinițe cu program prelungit. Așteptăm și alte măsuri aplicabile ale Uniunii Europene, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră și majoritatea care ne urmăresc, cred că au înțeles ce am spus și alte dăți, cum am explicat că Uniunea Europeană scoate în evidență, sau mai exact ne pune la dispoziția OATC-urilor, primărilor, anumite măsuri, iar noi trebuie să încercăm să vedem dacă investiția pe care ni le propunem se pliază cu măsura respectivă. Mai exact, se dă drumul acum în aprilie la o nouă sesiune pentru drumul, se acordă 1 milion de euro pentru primăriile care încearcă să depună proiecte pe modernizarea infrastructurii și pe grădinițe cu program prelungit. Referitor la drumuri, eu am mai spus-o și profit și de această ocazie, poate ne ascultă și cei care sunt în măsură să schimbe un pic criteriile de eligibilitate, pentru că suma e tot 1 milion de euro, numai că nu toate primăriile au acces la această sumă, pe considerentul că criteriile de eligibilitate sunt foarte drastice, adică nu ne dă posibilitatea primăriilor să acumulăm un punctaj care să ne permită o finanțare imediată. Punctajul pe care îl acumulăm nu face altceva decât ne pune în așteptare. Adică investiția e declarată eligibilă pentru că îl facem cu responsabilitate proiectul și îl depunem în timp util, îndeplinește aceste condiții, numai că ordinea de finanțare e stabilită în funcție de punctele acumulate. Roșia de Amaradia pierde foarte multe puncte pe anumite criterii. Iau un exemplu, se punctează dacă pe raza localității e o gară funcționabilă. Noi nu avem, în comparație cu Scoarța, de exemplu, care a luat punctaj în plus față de noi pentru că au o gară funcțională. Și aici pierdem puncte și la capitolul că Roșia de Amaradia nu e localitate cu potențial turistic și e un dezavantaj. De asemenea, drumurile propuse trebuie să deservească cel puțin două persoane care au depus proiecte pe fonduri europene. Și cât am căutat prin localitate, nu găsim două persoane. N-aveți persoane care să fie depus. Sigur, nu găsim două persoane care să fi depus proiecte și în consecință să acumulăm cele două puncte deci acordate. Deci sunteți destul de vitregiți. Suntem vitregiți din anumite puncte de vedere și în consecință punctajul nostru nu e unul care, să repet, să ne dea posibilitatea să obținem finanțare imediat.
Nu înseamnă că dezarmăm. Eu am ridicat această problemă chiar și la minister. Am avut o întâlnire la un moment dat. Am discutat-o și cu fostul senator Tudor Barbu, prin prisma faptului că era senator, și i-am scos în evidență ce trebuie să se facă pentru a ajuta și comunitățile care obțin punctaj mai mic, nu din vina dumnealor, ci impedimentele pe care tocmai vi le-am relatat adineaurea. Adică se ajunge la un moment dat ca să primească finanțare doar localitățile mari și apare diferența asta ca și, zic eu, valoare a localității. Adică unele pot să fie modernizate mai mult decât și-ar dori și primarul, să zicem, prin prisma faptului că poate să acceseze fonduri europene, iar alte localități rămân sărace. Tocmai pentru că nu acumulează punctajul necesar ca să primească o finanțare de la Uniunea Europeană. Încercăm, asta e și menirea mea, să încerc să identific toate sursele de finanțare posibile. Bugetul local, lesne de înțeles că nu poate să suporte astfel de cheltuieli, mai ales că noi am avut o unitate minieră și s-a închis, nu mai alimentat bugetul din cotele salariaților, pentru că nu mai există, mai sunt doar câțiva salariați care nu fac altceva decât au ca obiectiv paza ce a mai rămas, și când zic ce a mai rămas, benzi transportatoare, un excavator, da, sunt și acest serviciu a celor care execută paza e pe o perioadă temporară, pentru că există posibilitatea ca mâine pe mine să ci de la complex să ridice și aceste bucăți de fier care au mai rămas, utilaje, și riscă să rămână și fără un loc de muncă. E o altă poveste pe care o putem discuta oricând. Revenind la investițiile pe care mi le-am propus și pe care le-am și depus la minister, am fost în două zile, în data de 3-a 3-a și în data de 16-a 3-a. Eu le-am depus în data de 3-a 3-a, ele au și intrat în evaluare, un lucru destul de bun. Și e de apreciat că ministerul s-a și implicat imediat. Ne-au trimis completări la proiecte pe care le-am depus, la unele proiecte, mai exact din 14, pentru că în prima fază depusă sunt 14 proiecte și doar pentru 3 ne-au trimis completări. Nu era din vina noastră, din vina proiectanților, dar le-am remediat și le-am depus din nou. Odată cu deplasarea a doua oară la minister, am mai identificat două investiții și le-am depus și pe acestea. Deci, în total, Primăria Roșia de Amaradia a depus la Ministerul Dezvoltării propuneri pentru finanțare pentru 16 proiecte. Dacă ne puteți oferi amănunt, sigur că da. Chiar o să vă prezint fiecare proiect, cam la ce se referă și ce dorim să facem. Am la îndemână proiectul care se numește Regularizare Pârâu Cornățelu, sat Roșia de Amaradia, comuna Roșia de Amaradia. Mai exact, e pârâu care traversează paralel cu drumul comunal, cu primăria. Cetățenii din localitate știu despre ce e vorba. E pârâu Cornățel care, atunci când plouă foarte mult în localitate, acumulează de pe versanți tot ce ține de apă. Nu face altceva decât apa să se contabilizeze într-o cantitate foarte mare și produce eroziuni. Pentru a preveni aceste eroziuni care duc într-un final la unei cări de teren, am planificat să facem anumite gabioane de protecție. Mai exact, noi am mai construit două gabioane de protecție, drenuri care nu fac altceva decât să preîntâmpine o eventuală eroziune. Ne-am propus să mai construim încă 7. Asta ar însemna că dacă această investiție va fi pusă în aplicare, putem să spunem că n-am mai avea alunecări de teren în satul Roșia de Amaradia, și când spun lucrul acesta, mi-l asum și din prisma altui fapt, și anume că zonele vulnerabile au mai fost consolidate pe perioada mandatelor pe care le-am avut. Am avut centru civic aici cu mari probleme, riscam ca și primăria, școala, liceul să fie afectate. Numai că construcțiile de consolidare, investiții pe care le-am executat, au fost de calitate, bine făcute, proiectanții ne-au dat soluția cea mai bună și astăzi nu mai avem probleme legate cu alunecările de teren. O altă investiție se referă la reabilitarea blocului social.
și reabilitarea sistemului de canalizare. Blocul social e clădirea peste stradă de primărie. Noi am încercat să, prin buget local, să mai intervenim, să facem oarecare reabilitare, în primul rând la învelitoare, pentru că era o construcție veche, construită de cetățenii din localitate, unii nici, poate nici nu mai trăiesc astăzi, prin voluntariat, numai că țigla de pe acoperiș se uzasă în timp, se degradasă și riscam să avem evenimente neplăcute, adică oricine circula pe lângă bloc risca să se trezească cu o țiglă în cap și erau lucruri pe care n-am dorit să se întâmple. Sunt în blocul comunal 7 apartamente, avem de asemenea închiriat doctorului uman, are un cabinet uman, de asemenea și doctorul veterinar funcționează tot în acest bloc. Încercăm să creăm ambianță și spații corespunzătoare, atât pentru desfășurarea activității celor două instituții, ca să le numesc așa, adică dispensarul uman și cabinet medical și cabinet veterinar, da. Dar este foarte util și blocul. Nu numai, și pentru cei care desfășoară activități profesionale pe raza localității și, în primul rând, mă refer la domnii profesori care actualmente locuiesc în acest bloc social. Deci blocul a fost făcut cam când? În 70? Da, foarte, are o vechime foarte mare și canalizarea subterană a blocului e poate improprie și de asta proiectul are și această componentă de rezolvat, de executat reabilitarea sistemului de canalizare. Canalizarea a fost degradată și în timp și datorită alunecărilor de teren din zona blocului respectiv. O altă investiție se intitulează acoperire bază materială sportivă didactică cu balon a Liceului Tehnologic Roșia de Amaradea. Avem construit un teren sintetic în curtea primăriei. Aș dori ca acest teren să fie acoperit cu balon, pentru că atunci când se fac orele de educație fizică, riscăm ca condițiile meteo să fie improprii, fie căldură toridă, da, fie ploi, da, și nu se pot desfășura în condiții optime. Am depus și această investiție, sperăm să obținem finanțare și, zic eu, creăm o infrastructură școlară modernă și, în primul rând, ferim elevii de îmbolnăvire, ca să zic așa. Una e să faci o oră de educație fizică prin ploaie și una e să o faci în condiții normale. Scot în evidență că investițiile pe care le-am propuse se referă cam la toate domeniile de pe raza localității, adică și învățământ, și infrastructură, drumuri, și sănătate, așa cum ați văzut. Am încercat să pliem pentru toate nevoile localității prin depunerea acestor investiții. O altă investiție, modernizarea drumurilor de interes local în comuna Roșia de Amaradea. Mai exact, tot ce e drum pe raza localității, drumul care traversează zona de centru, de la Troiță, așa cum știu cetățenii Roșia de Amaradea, de la intersecție de la Troiță și până la Roșia de Jos, drumul prin fața primăriei, urmează să fie asfaltat. Și de asemenea toate străzile ce pleacă din acest drum în zona de centru a localității. Povesteam mai înainte că avem depus un proiect pe fonduri europene pe drumuri și pe grădiniță și pentru alte drumuri, da, drumuri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, dar v-am zis, ajungem doar la un anumit punctaj și finanțarea, adică o privesc și eu pesimist, dar sper, și așa am înțeles în urma discuțiilor pe care le-am avut și la Ministerul Agriculturii, că se încearcă anul acesta să se finanțeze cam toate proiectele declarate eligibile. Anul nostru e declarat eligibil, deci cu siguranță ar obține finanțare. Asta înseamnă că și drumurile din satul Șitoaia, din satul Grosim, în satul Rugetu, drumul ce traversează satul Rudărie, să fac o identificare cât mai exactă, așa a fost identificat la nivel de localitate și m-am exprimat așa pentru ca cetățenii să știe exact despre ce e vorba.
O altă investiție, extinderea clădirii școală primară cu clasele 1-4 seciuri în vederea construirii de grupuri sanitare în comuna Roșia de Amaradea. Mai exact, am trei astfel de investiții propuse. În primul mandat de primar am construit un grup sanitar modern în cașe anexă la liceu din localitate, în condiții ca la oraș, gresie, faianță, apă curentă. Asta vreau să fac și la celelalte trei școli de pe raza localității, școala primară cu clasele 1-4 de lângă primărie, școala cu clasele 5-8, de fapt 1-8 la Ruget, și școala cu clasele 1-4 și grădință, bineînțeles, de la seciuri. Adică la cele trei unități școlare grupul sanitar este impropriu, în curte. Dacă am și am filmat la una dintre școli. Chiar am avut o problemă pentru că consilierii de la PSD n-au dorit să punem în aplicare aceste investiții. Eu totuși am reluat acest proiect, l-am depus și având în vedere că poate trece cu 7, sper ca să obținem finanțarea cât mai repede și să putem crea condiții optime pentru elevii care învață la cele 3 școli. Adică să nu meargă la toaletă atunci când vremea e neprielnică, plouă, zăpadă, poate să accidenteze, să alunece, nimeni nu știe ce se întâmplă în curtea școlii sau află cadrul didactic, dar cu întârziere și poate că întârzierea aceasta sunt condiții poate normale pentru 2017. Până la urmă sunt condiții normale, nu are rost să mai explic de ce ni le-am propus, pentru că e necesitatea realizării acestor investiții pentru doar că la anii în care trăim. Consilierii locali PSD n-au înțeles treaba aceasta. Nici eu nu i-am înțeles niciodată, dar probabil o să fie peste 3 ani, zic eu, de către electorat, o să vadă dumnealor cum. Da. De asemenea, ne-am propus o stație de tratare și suplimentare sursa apă, foraj de apă în satul Roșia de Amaradea. Noi avem un foraj de apă, numai că în perioada de vară consumul este foarte mare și sunt perioade când cetățenii comunei trebuie să folosească apa mai cu responsabilitate. Încercăm ca prin suplimentarea acestei surse de apă să beneficieze cetățenii de apă și în perioada de secetă și oricând în timpul anului, adică să nu mai fie nevoie să facem restricții de furnizare a apei. O altă investiție propusă este intitulată extindere clădire școală primară clasele 1-4 sat Ruget în vederea construirii grupului sanitar. Tocmai ce vă spuneam, e vorba de altă școală. Ele sunt depuse separat pentru că deci, așa se obține finanțare. Ruget, seciuri și școala de la Roșia, da. O altă investiție propusă se intitulează suplimentare sursa apă, foraj apă în satul Rugetu, comuna Roșia de Amaradea. Și acolo avem o investiție de alimentare cu apă construită prin Ministerul Dezvoltării, deci cu finanțare prin Ministerul Dezvoltării. Am avut și avem o problemă, în sensul că lucrările de excavație făcute cu ani în urmă și zona rămasă ca după bombardament în satul Rugetu au dus în această perioadă la afectarea, zic eu, sursei de apă la o adâncime de 160 de metri, cât are adâncimea forajului. Mai exact, anul trecut au fost alunecări de teren, surpări efectiv, s-a surpat o suprafață de circa 10 hectare de teren pe o adâncime de 50 de metri, deci nu exagerez deloc, 50 de metri s-a scufundat o suprafață de teren pe raza localității. Pe un amplasament rămas în urma lucrărilor de excavație minieră. Lucrul acesta a produs modificarea pânzei freatice și, în consecință, sursa noastră de apă existentă nu mai dă un debit ca și atunci când a fost pusă în funcțiune. Adică debitul de apă e mult mai mic de cel planificat prin proiect și e nevoie de suplimentarea acestei surse de apă. Am adus specialiști de la Craiova, am investigat zona. Soluția e ca nou foraj de apă să aibă o adâncime până la 300 de metri pentru a trece de acea problemă
unde s-au produs scufundări și... Da, când s-a produs? Anul trecut, chiar mă gândeam să fac o acțiune complexul energetic în instanță, numai că am cântărit că e de durat, asta înseamnă expertize, bani investiți și... Într-un final ar însemna să mergem prin procese 5-7 ani. N-am dezarmat în sensul că am și o soluție alternativă la această problemă, dar pe lângă soluția alternativă ne-am propus să mai suplimentăm, să mai construim o sursă de apă. În rest, investiția e făcută în condiții occidentale, adică avem stație de tratare a apei, bazin de magazinare modern cu membrană, deci cetățenii pot să consume apă ca și când ar cumpăra de la magazin o sticlă îmbuteliată, adică fără agenți bacteriologici. De asemenea, o altă investiție propusă, realizare bază sportivă cu teren de fotbal omologabil tip 1. Mai exact, e vorba de construirea unui stadion comunal. Această investiție a fost prinsă ca și finanțare pe ordonanța 7, pe un mandat, într-un mandat trecut, numai că s-a lucrat exact pe sumele alocate, adică constructorul a lucrat doar pe sumele care au fost repartizate de la guvern. În momentul când s-a asistat alocarea de sume pentru astfel de investiții, nici investiția nu a mai putut fi continuată, a intrat în conservare și ne dorim să o finalizăm. Am discutat și cu alți primari această problemă, pentru că nu numai noi suntem în situația aceasta și se pare că se dă finanțare pentru finalizarea investițiilor, pentru că altfel s-au irosit banii degeaba. Adică da, păcat de ce s-a investit până acum. S-a investit până acum și a rămas... Și unde a urmat să facă stadionul? Lucrarea este realizată în proporție de 40% până acum. E într-o zonă un pic mai jos de primărie, referitor la locul unde ne aflăm acum. Zona e minunată, pentru că așa cum se cer, cum sunt regulile, astfel de stadioane trebuie construite în afara locuințelor pentru a îndeplini condițiile ce țin de poluare, fonică și așa mai departe. Deci zona e pitorească, ca să zic așa, bine amplasată, cam la mijloc între satul Rugetu, satul Roșia și satul Seciuri, cele mai mari sate din localitate. Mulți cetățeni doreau ca această investiție să fie realizată în centrul comunei. Nu am putut. Mi-am dorit să realizăm această investiție în centrul comunei, numai că amplasamentul nu ne permitea punerii în aplicare. Adică sunt anumite condiții legate de suprafață și acolo avem 16.000 de metri alocați pentru construirea unei astfel de investiții. Dimensiunile sunt standard, pe când în centrul comunei doar lungimea terenului are doar cât lățimea stadionului de planificat a se executa acolo. Deci nu aveam terenul suficient pentru a pune în aplicare o astfel de investiție și în consecință nici nu primeam finanțarea. Și dacă toți au dat bani la vremea respectivă, pentru că nu poți să iei bani pentru stadion să-i folosești la altceva, cum spuneau alți cetățeni, dar zic eu că erau de rea credință, da, pentru că înțelegeau că a însemnat deturnare de fonduri. Adică dacă ei au fost stabiliți cu destinația asta și s-au alocat la vremea respectivă, doar pentru destinația aceasta îi poți folosi. O altă investiție, construire pod pe drumul comunal DC29, A, peste părul Roșioara, sat Roșia de Amaradia, mai exact pe cel mai important drum al localității, drumul care tranzitează și zona de centru civic, prin fața primăriei, merge spre satul Rugetu, undeva în Roșia de Jos, avem un pod construit, numai că datorită lucrărilor de exploatare minieră, părâul respectiv, părâul Cornățel, părâul Roșioara, scuzați-mă, s-a colmatat și dacă spuneau bătrânii că domn primar pe sub acest pod se trecea mai de mult cu raba, un utilaj mare, acum nu poți să treci nici cu o mașină mică, nici cu o Dacia, nici cu un car, așa pe românește, cu un alt mijloc de transport. Pentru că s-a colmatat,
soluția de decolmatare nu este una propice, deci nu putem pune în aplicare, pentru că colmatarea s-a făcut numai la capul podului, ci pe toată lungimea părâului, pe circa 2 km și ceva, deci în consecință nu putem, soluția este un pod. Nu putem să aplicăm această măsură. Soluția e construirea unui nou pod, demolarea celui existent și construirea. Pentru că altfel, în funcție de precipitațiile care vor mai cădea, riscăm să se colmateze în totalitate podul respectiv și în aceste condiții vom avea inundații, vom avea probleme grave, zic eu, dacă această investiție nu e pusă în aplicare. Ca să nu mai zic că ne-ar afecta transportul, nu numai al cetățenilor, ci ar afecta funcționarea unității școlare, pentru că noi transportăm elevii prin acea zonă și ar însemna ca microbusul școlar să facă un ocol de peste 20 de kilometri. Lucrul acesta l-a motivat și în nota de fundamentare pe care am trimis-o la minister, scoțând în evidență aceste aspecte. Zic eu că e o investiție care poate primi sigur finanțare și o așteptăm să vină cât mai repede. O altă investiție propusă e reabilitarea și modernizarea căminului cultural, izvorul. Vreau să scot în evidență că această investiție a mai fost depusă în anii precedenți, tot de către mine, pe finanțare prin Compania Națională de Investiții. În urma unor evaluări și au stat la bază anumite criterii de eligibilitate, am fost declarați eligibili, numai că n-am mai fost contactați pentru semnarea contractului de finanțare. Suntem vreo 11 primării în județul Gorj care au obținut aprobări pentru reabilitarea căminurilor culturale prin Compania Națională de Investiții. Am rămas în așteptare, discuții pe care am avut și cu alți primari sunt cele pe care le știam, acelea că așteptăm să ne chinuim să semnăm contractul de finanțare. Cât de vechi este căminul și în ce stare? Căminul e o construcție mai nouă, zic eu. Are o vechime de 15 ani, dar dorim reabilitarea și dotarea și modernizarea, adică transformarea acestui imobil într-un imobil care să oferă și condiții pentru desfășurare a tot ce înseamnă latură culturală pe raza localității. O altă investiție propusă și zic eu una de anvergură și foarte importantă pentru localitatea Roșia de Amaradia, reabilitare, extindere și dotare Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia, Comuna Roșia de Amaradia. La ce se referă această investiție? Liceul din centrul comunei și zic eu cu un istoric și un palmares de scos în evidență, am avut ani când la examenul de bacalaureat am avut probabilitate 100%. Chiar dacă numărul de elevi a scăzut considerabil de la an la an, și aici nu e vina primăriei, e vina tuturor, zicem noi, și când zic tuturor, în primul rând mă gândesc la guvernanți, pentru că nu oferă condiții ca să determine oamenii să avem și populație pe raza localității, pentru că efectele sunt și colaterale. Știm foarte bine că repartizarea bugetară se face la un moment dat și pe criteriul cost elev. Cu cât sunt elevi mai mulți, cu atât și unitatea școlară primește sume mai mari. Sunt fiind elevii mai mici, sumele sunt mai mici. Și dacă acum 7 ani aveam 800, aproape 900 de elevi, acum avem doar 500. Totuși sunt foarte mulți, se lucrează în 3 schimburi, pentru că spațiile sunt insuficiente. Avem 2 microbuze, transportăm elevii cu 2 microbuze și așa nu facem față, pentru că transportul elevilor presupune să fie aduși cât mai de dimineață, nu ne încadrăm, ajung pe la 8 și ceva, când programul trebuie să înceapă la 8, tocmai datorită faptului că traseele sunt foarte lungi. Trebuie să aducem elevi și de la Stejeri, și de la Seciuri, și de la Roșia de Jos și Ruget. Satele comunei Roșia de Amaradia, mai exact, sunt răsfirate, situate la o distanță de 6, 7 și 10 km față de centrul comunei și presupune timp de transport și în aceste condiții microbuzele nu pot să aducă în timp util toți elevii, de asta programul începe
la 8 și de asta se lucrează în atâtea schimburi. Dorim, mi-am propus să extindem acest liceu, să mai facem un corp de școală. În aceste condiții am creat spații suficiente ca procesul instructiv educativ să se desfășoare într-un schimb maxim în două. Am luat în calcul și o altă problemă cu care ne confruntăm, aceea că odată cu finalizarea acestei investiții ar însemna să mutăm clasele 1-4 din școala vis-a-vis de primărie în această clădire nouă, iar în locul școlii care, în care astăzi învață clasele 1-4 vom aduce grădinița care funcționează într-o anexă a căminului cultural, lângă căminul cultural, zic eu, spații improprii. Și în aceste condiții, cred că infrastructura ar fi una de apreciat și una normală pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ. Mai am de prezentat trei proiecte foarte importante. Modernizarea, se intitulează Modernizarea străzii rurale în Comuna Roșia de Amaradia. Mai exact, toate drumurile care au primit finanțare pe calamități, reabilitate în urma calamităților din anul trecut, sunt propuse pentru asfaltare. O altă investiție, lucrare de reabilitare, rețea de iluminat public. Vrem să modernizăm tot ce ține de rețeaua de iluminat public cu becuri economice, să amplasăm lămpi nu numai în zonele unde sunt imobile, unde sunt case, ci și în zonele unde se intră în comună, unde nu sunt locuite și, bineînțeles, cu becuri economice și în aceste condiții scoatem în evidență economia pe care o facem, că dacă până în prezent plătim cam în jur de 900 de milioane, am făcut un calcul, un studiu de fezabilitate, o astfel de investiție presupune să plătim doar 300 de milioane pe an în condițiile în care e extinsă întreaga rețea de iluminat public. Și o altă investiție și ultima propusă, înființarea sistem de canalizare la nivelul localității Roșia de Amaradia. Doamne ajută, din 16 proiecte să fie aprobate cât mai multe. Cât mai multe, eu doresc toate, pentru că toate au importanța lor. Vă mulțumim mult pentru toate aceste amănunte, multă poftă în continuare. Vă mulțumesc și eu și vă aștept și cu altă ocazie, cu dragă inimă, la Roșia de Amaradia. Punem punct aici ediția de astăzi a emisiunii Dialog Social în Roșia de Amaradia. Ați urmărit, doamnelor și domnilor, un interviu cu domnul primar Liviu Cotoșman. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție.